Drumul are o lungime de 7 km și se află pe raza satelor Stamate și Slobozia din comuna Fântânele. Lucrarea a costat 1,5 milioane de euro și a fost executată cu fonduri europene. Problema este că acum primăria localității refuză să semneze recepția finală, pe motiv că lucrarea a fost executată în bătaie de joc. Pe o lungime de câteva zeci de metri, betonul de pe acostamente s-a crăpat. Ia de-o biclopata. Da, am zis de-o biclopata. Să-ți arăt eu ce drumuri are. Uite. Vă place cum e? Domnul Vice, uitați-mi lopata. Vă place? Uite cum. Deci eu am demăsurat suprafața betonată. Da, da. Nu mi s-a spus. Ne uităm și cum este făcut, nu? Uite. Da, câte sigur mi-a asfaltul? Uite. Compoziția. Dincolo de acest aspect, constructorul a dat în judecată primăria Fântânele, solicitând 1,5 milioane de lei pentru execuția unor lucrări suplimentare, neprevăzute în contract. Așa că la fața locului a fost trimis un expert judiciar ca să măsoare drumul și să facă lumină în acest caz. Este vorba despre fostul consilier local al Sucevei, Eugen Girigan. Mai departe, următor. La 28 de metri. La 28 de metri. De la 0 ca să nu aici locuiesc. Începe de la 0, domniță, începe 0,95, o micșurat secțiune. Eu zic că acolo s-o măsurat. Păi stai un pic așa. Deci, dragul meu, până aici venim cu 2,80 metri, da? Da. Deci de aici încolo... 2,80 metri la 1,30, că e media. La 1,30, da. E media, așa. Când începe de 28 metri, cu 0,95. Deci noi aici trebuie să găsim 0,95, da? Până aici, unde? Stai, aici, domnul director. 28 de metri. Domnul expert. La 28 de metri vă opriți. 28, da. Da. Acum. Deci aici cât trebuie să avem? 0,95. Domnul oficiu, uitați. Da, ați un pic acolo, propria, da. Mulțumesc frumos. Ține recomandă. Trebuie să-i fac forajul, să vă arăt cât e de gros, ca să nu mai susțineți. Vă arăt eu. Te ascult mai târziu cu o delegație. Unu și zece. Viceprimarul comunei Fântânele reclamă că muncitorii nu au respectat proiectul și că au folosit materiale de o calitate inferioară. Totuși, lucrarea a început în 2014 și s-a încheiat în 2015, când fosta conducere a primăriei a semnat recepția lucrării. Recepția finală a proiectului se face după un an de la terminarea perioadei de garanție, după cum ne-a declarat Eugen Girigan. Altfel spus, drumul de la Fântânele a ieșit din garanție, iar problemele apărute ar putea fi remediate diate pe cheltuiala primăriei. Mă rog că avem colegi mai tineri care ne-au dus. Aici suntem în drum. Da. Care e distanța? Vis la primărie, la Fântânele, se facă mutare. Din experiența acumulată în cele 5 decenii de activitate, Eugen Girigan opinează că muncitorii firmei constructoare au executat la Fântânele o lucrare bună, nici de cum foarte bună.